PSD vrea înăsprirea sancțiunilor aplicate șoferilor care urcă la volan beți sau drogați. Printre propunerile anunțate sâmbătă de premierul Marcel Ciolacu se numără și anularea dreptului de a conduce pentru cel puțin 10 ani sau chiar confiscarea mașinii. Domnul Kazanciuc ne-a prezentat modificările legislative în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului de droguri și este o prioritate legislativă. Vom veni cu această propunere în primele două săptămâni ale acestei legislaturi a Parlamentului. Vor fi luate măsuri și pentru cei care vor conduce sub influența alcoolului și a drogurilor. Măsuri drastice și propuneri venite de la colegi ca timp de cel puțin 10 ani să nu mai ai dreptul de a deține un permis de conducere dacă ești depistat de poliție într-o astfel de situație, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. De asemenea, premierul a vorbit și despre confiscarea autovehiculului folosit în momentul infracțiunii. La începutul acestei săptămâni, în contextul prezentării raportului privind accidentul de la 2 mai, produs de un tânăr drogat, ministrul de interne Cătălin Predoiu a anunțat intenția de mărire a termenelor pentru restituirea permisului de conducere. Dacă a fost anulat ca urmare a consumului de alcool sau droguri, voi propune 3 ani, a spus el. Predoiu a mai spus că va propune instituirea măsurii de confiscare obligatorie a mijloacelor de transport în care sunt depistate droguri sau al căror conducător auto a fost confirmat pozitiv cu droguri. Ulterior, premierul Marcel Ciolacu a afirmat că măsurile de combatere a consumului de droguri anunțate de ministrul afacerilor interne, vicepremierul Cătălin Predoiu, sunt un pas înainte pe un traseu corect, dar nu sunt suficiente, apreciind că este nevoie de un efort masiv de destructurare a rețelelor de trafic cu droguri, relatează Digi24.ro.